care este minimul doctrinar necesar pentru a fi membru în Biserica Sfânta Treime? Trebuie ca o persoană să adere la calvinism pentru a fi membru? Nu trebuie ca persoană ca să fie calvinist, da, ca să fie membru în Biserica Sfânta Treime. Trebuie ca să fie o persoană regenerată, născută din nou, care crede Evanghelia, care noi credem că este același lucru cu calvinismul. Da? Este să știți lucrul ăsta, nu, din start. Acum, sunt foarte multe persoane care cred Evanghelia și cred în suveranitatea lui Dumnezeu, cred în faptul că Dumnezeu, până la urmă, este singurul care a câștigat, a aplicat, păstrează mântuirea. Practic, asta cred, da? Cred că este singurul care poate aduce la viață. Și lucrurile astea sunt clare, până la urmă, în practica lor. Îi întreb, de exemplu, spune-mi un pic despre viața ta. Cum ai ajuns tu ca să fii credincios? Da? Și el începe și spune, Dumnezeu m-a scos din cea mai mare mocire. Nu-ți vine ca să crezi. Eram pe nicăieri. Și ce minune a făcut Dumnezeu în viața mea. A, deci nu a fost o chestie a voinței tale suverane? Nu crezi în liberul arbitru ăsta? Ba da, cum să nu? Dar tocmai mi-ai spus, știi? Da? Sau chestii de genul. Sau l-auzi cum să roagă. Și face niște apeluri la suveranitatea lui Dumnezeu fantastice. Dar când discuți la nivel intelectual, el e spălat pe creier de tot ceea ce a consumat ani și ani de zile. Da? Deci pe noi ne interesează ca persoana aceea să creadă Evanghelia, să creadă Evanghelia, chiar dacă are anumite neclarități și să înțeleagă că biserica în care vrea ca să vină are definit foarte clar sistemul ei doctrinar, sub acea doctrină va fi păstorit, cârmuit, învățat și să nu fie după aceea să spune, stai un pic, eu de fapt am venit ca să vă convertesc pe voi. Da? Dar cât timp omul e cu adevărat regenerat? Acum, dacă omul nu este cu adevărat regenerat și cumva intră așa sub acoperire, da? Sau poate că este, dar scopul lui de fapt să răstoarne învățătura bisericii, el zice, domnule, eu misionez la ăștia sub acoperire. Își va chinui singur sufletul. Deci vă spun acum, să chinuie singur. Nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă. Temeliile spuse, temeliile spuse încă de la Apostolul Pavel încoace, dar spuse și aici, din punct de vedere doctrinar. Și vii numai ca să te chinui tu în bancă și să murmuri și să... Dacă vii cu ideea că ai înțeles că este o biserică vie, vrei să faci parte, vrei să fii maturizat prin această biserică, să înțelegi mai bine ce spune Scriptura și ești dispus să te supui autorității bisericii, vei avea viață bună aici, da? Dacă vii ca să faci probleme, s-ar putea ca Domnul tot ce să îndure de tine și să te pocăiești, dar vor fi câțiva ani grei până atunci. Da, nu primim calvinism neregenerat. Da. E foarte clar, deci sunt calviniști neregenerați. Și nu ne interesează. Ne interesează ca ei să fie născuți din nou. Deci noi, primul criteriu nu este să crezi în doctrina Harului. Primul criteriu este să fii născut din nou. Să știi ce este Evanghelia, chiar dacă ești arminian. Să știi cine te-a mântuit, cum te-a mântuit, cum te ține mântuit. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba în esență, da? Să înțelegi Evanghelia, să fii un creștin adevărat și să vrei să intri pe calea dreaptă în adunare. Că nu susții toate nuanțele calvinismului, nu este niciun fel de problemă. Intri în adunarea asta, dar intri cu dispoziția de a fi lămurit. Da? Poate toată viața ta n-ai să crezi în nu știu, predestinarea absolută a tuturor lucrurilor. Nu știu dacă ai să crezi sau mai să crezi. Dar când stai în adunare, nu stai și bubui acolo și zici, băi, eu sunt pelagian convins. Ăștia sunt niște eretici. Oare când o să fie și ei pelagieni? Deci nu are rost să... Din nou, nu trebuie să susții toate nuanțele, dar trebuie să fii creștin și trebuie să aderi la minimul de învățătură. Da? Noi credem în calvinismul nu doar soteriologic, în ce primește doctrina mântuirii, în calvinismul eclesial. Deci trebuie să știi de la bun început care e rânduiala adunării. Nu vii să faci dezbinare după aia în adunare, că tu vrei să faci porțile raiului sau nu știu ce teatru în adunare, că nu o să faci. Da? Sau alte chestii. Trebuie să știi și eclesiologic cum vedem noi lucrurile. Da? Iarăși, să ai minimul, să înțelegi care sunt componentele închinării noastre și așa mai departe. Deci trebuie să existe un minim, care minimul ăsta e destul de... Nu toate nuanțele, da. Dar cred că important este dispoziția inimii care se vede. Vreau să vin, nu înțeleg toate lucrurile, dar vreau să fac parte, am văzut cum este la voi, vreau să fac parte din congregația voastră și sunt dispus să învăț toate lucrurile, să ascult. Am ascultat 40 de ani argumente arminiene, vreau să ascult și câteva luni de zile
argumentele pe care voi le aveți cu privire la învățătura cu tare. Dacă n-ai dispoziția asta, e o problemă. Dar și oricum nu am primit pe cineva membru așa de pe azi pe mâine. Deci nu, există un proces, există un timp de cercetare, deci nu e doar ai venit astăzi, uite am venit frate și eu vreau să fiu membru. Foarte bine, discutăm peste 6 luni. Da? În timpul ăsta te cunoaștem, cunoști biserica, înțelegi care este învățătura și așa mai departe. Deci există un proces prin care biserica te cunoaște, prezbiterii bisericii trebuie ca să te investigheze, domnule, cine ești, ce crezi și așa mai departe și să poată să te recomande bisericii. Dar noi credem că omul ăsta e un om născut din nou, noi credem că el înțelege Evanghelia, biserica acum îl cunoaște pentru că frecventează de un timp și poate să afirme despre acea persoană că da, într-adevăr, este un copil al lui Dumnezeu. Dacă biserica nu poate afirma asta despre cineva, noi nu putem să primim pe cineva membralitate și eu nu pot să recomand acea persoană pentru membralitate. Da, de exemplu, eu sunt învățător oficial în adunare, fratele meu e mutat de 2 luni, nu știu de cât timp aici, el nu este membru al adunării și nu va fi... N-are pile. Da, deci nu se intră pe... Eu l-am chemat aici, da? Eu mi-am dorit să fie aici, dar nu l-am chemat și am spus cum vii aici, las că discutăm, ești membru automat. Nu, el trece prin același proces prin care am trecut eu și prin care trece absolut oricine. Nu se intre pe ochi furul nostru. Și soția mea, dacă n-ar fi născută din nou sau dacă n-ar înțelege învățăturile esențiale ale Cuvântului Dumnezeu, nu poate să fie membru în adunare. Sau tata, dacă se mută la Zalău sau când o să se mute, nu o să poată intra în adunare decât dacă trece prin același proces prin care e toată lumea. Foarte serios. Asta e procedura și credem că e o procedură biblică. Nu mergem pe ochi frumoși sau pe pile sau pe relații de sânge și așa mai departe. Nu are nicio treabă. Există o bază biblică pentru legământul membrilor care, un astfel de document nu favorizează abuzul din partea liderilor? Deci baza biblică există, la fel cum există pentru mărturisirea de credință, la fel cum există cu a pune orice pe hârtie. Legământul membrilor, de exemplu, dacă vreți ca să-l citiți, puteți ca să intrați și pe site-ul nostru, este acolo. Și dacă îl citiți ca niște oameni care cunoaște Scriptura, veți vedea că fiecare propoziție are un corespondent biblic. Da? Nu sunt invenții, sunt pur și simplu o mini-teologie sistematică a ceea ce spune Biblia despre ce înseamnă a fi membru într-o adunare. Da? Ce trebuie ca să realizezi tu ca și membru că-s responsabilitățile tale. Da? În ce te bagi când intri într-o adunare locală. Asta e legământul membrilor. E o amintire și o promisiune din partea celor care intră în adunare. Doamne, măcar atât am înțeles. Da? Măcar atât mi-ați comunicat. Eu știu la ce se așteaptă biserica asta de la mine și se așteaptă pentru că Biblia spune lucrul ăsta. Din punct de vedere de abuz, chiar nu înțeleg. Adică să zici, uite, astea sunt niște principii biblice și versete biblice despre ce înseamnă a fi membru într-o adunare, nu văd cum asta poate fi abuzat de un lider. Absolut deloc. De exemplu, legământul membrilor spune să nu părăsim adunarea noastră la oaltă. Cum poți să abuzi? Legământul spune că trebuie ca să veghem unii asupra altora. Cum pot ca să abuzez eu asta ca și lider? Ce că te sun și zic, frate, n-ai fost la biserică în 3 luni de zile? Asta e abuz? Asta nu e abuz. Asta e biserica. Asta e viața bisericii. Deci nu, din contra, lipsa unei mărturisiri clare și biblice, lipsa unei înțelegeri a membralității clare, biblice, explicite, poate fi abuzate. Pentru că atunci eu aplic cum vreau eu. Da? Eu am, până la urmă, niște pretenții, eu ca și lider, sau cei care sunt lideri, niște pretenții de la ce ar trebui ca să fie un membru. Problema e că astăzi le am într-un fel, mâine sunt altfel, față de nile le am într-un fel, față de tine în altfel. Că som, da? Dar dacă există clar, explicit, nu ideile mele, ci doar ce spune Biblia, că ar trebui să fie un membru într-o adunare, din contra, protejează împotriva abuzului și protejează și membru și liderul. Dacă inventezi tu, asta e altceva. Dar noi nu căutăm să inventăm nimic, ci doar să ne ghidăm după Scriptură și să expunem ce credem că învață Scriptura. Dacă te uiți, de exemplu, în Vechiul Testament, dar mergem imediat la Noul Testament, dacă te uiți în Vechiul Testament, mai multe situații, anumiți conducători a poporului Israel, citesc din nou Constituția Vechiului Legământ, care era revelată deja, și poporul răspunde. Vom face ce a spus Domnul. Ei erau deja în legământ. Suntem de acord cu lucrurile astea, da? Dacă persoana care întreabă, de fapt, poate are o problemă cu faptul că e scris legământul membrilor. Da? Dar dacă cineva ți-ar spune, tu obiectezi, zici, eu nu sunt de acord cu legământul membrilor că nu e în Biblie. Dar dacă cineva, când vrei să vii în adunare, te întreabă,
Ești de acord să te supui învățăturii adunării? Păi da, am înțeles care e învățătura adunării. Ești de acord să te supui conducerea adunării? Da, sunt de acord. Ești de acord ca frații să împlinească evrei capitolul 10 în felul următor, să supraveghezi unii asupra altora, să te îndemne la fapte bune, să păstreze legătura frățească cu tine? Păi da, ca asta spune Biblia. Asta e legământul membrilor, numai că în plus de verbal, e scris. Dar e pus scris ca să fie sumarizat. Legământul membrilor e un sumar a responsabilităților membrilor care sunt prezentate în Biblie, nu? Prezentate sumar niște responsabilități pe care le-am inventat eu azi noapte. Deci nu văd de ce cineva ar obiecta că am scos niște versete din Biblie care arată responsabilitățile tale și am pus versetele alea din Biblie pe o foaie. Și le-am sumarizat acolo și le-am numit. Asta se referă la asta, la asta, la asta. Care e problema? De fapt, obiectez la Biblie. Da, și e un instrument fantastic, de exemplu, deci așa mini-teologie sistematică și biblică. E un instrument fantastic când ai, de exemplu, de luat o decizie într-o adunare generală, da? Tu ca și presbiter dai învățătură în mod constant despre diverse chestii și chiar despre aspectele astea. Trebuie să disciplinezi pe cineva, de exemplu, pentru lipsa de frecvență. Un lucru care noi îl facem la începutul adunării generale este că recitim legământul membrilor, da? Recitim legământul membrilor să înțelegem ce căutăm noi aici. Noi nu am venit aici ca să ne certăm, noi nu am venit aici ca să luăm decizii administrative în primul rând. Da? Adunarea generală nici nu-mi place. Adunarea membrilor, care la noi de mai multe ori pe an, dar nu-i doar o dată la an ca să vedem câți bani s-au risipit. Scopul adunării respective e ca să veghem una asupra altora, e ca să... Sunt toate lucrurile astea care le aflăm în Biblie. Odată ce omul își reamintește din nou, proaspăt, ok, astea sunt responsabilitățile mele, când el trebuie ca să implementeze aspectele alea prin o decizie luată din partea bisericii să disciplineze sau să primească un membru sau așa mai departe, va fi mult mai responsabilizat și va lua o decizie mult mai informată versus fiecare votează sau ia decizii referitor la membralitate, la disciplină și mai departe, bazat pe niște principii a lui, nespuse. Da? Nu. Noi trebuie să votăm, între ghilimele, când votăm în adunările generale, și anume pur și simplu să afirmăm faptul că Biblia spune lucrul ăsta. Da? Biblia spune lucrul ăsta. Nu e un vot de genul că e adevărat pentru că eu spun că e adevărat, da? Și noi pur și simplu afirmăm, da, noi credem că Biblia spune lucrul ăsta. Și lucrurile sunt clare de la început. Nimeni nu va avea o surpriză, cum ziceam, că a fost disciplinat pentru ceva sau că lumea... Ai discuții cu oameni, păi, stai, ce trebuie să bage biserica în toate aspectele vieții mele? Noi ți-am explicat de la început că dacă faci parte dintr-o părtășie unei biserici locale, tu îl reprezinți pe Hristos împreună cu noi. Ca atare, noi trebuie să veghem peste tine în toate aspectele. Păi noi ne interesează dacă te porți urât cu soția, dacă îți furi șeful la servici. Ți-am explicat asta de la început. Nu vine acum și spune ce te interesează pe tine că eu îmi bat soția. Ți-am spus din prima zi că ne interesează, dacă vrei ca să-L reprezinți pe Hristos împreună cu noi. Deci lucrurile sunt clare, foarte clare și clarific asta pentru toți și e un instrument foarte bun care, eu zic că îl protejează pe lider, da? Pentru că acum nu mai trebuie să meargă eu ca lider să vă conving pe voi că ar trebui să facem cu tare lucruri. Dom'le, lucrurile au fost trasate clare. Eu doar vin și vă amintesc că ați spus când ați intrat în această adunare că vom... merge după cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles toți împreună care sunt responsabilitățile noastre. Atât, e simplu. În cazul unei biserici nou plantate, cât timp ar trebui până să-și prezinte mărturisirea sau plantatorul ar trebui deja să fi creionat mărturisirea înainte de a începe plantarea? Da, cred că ar trebui să știe plantatorul ce crede. Și dacă știe el ce crede, toți care o să facă parte, poate, din nucleul care va constitui biserica, bineînțeles că e cinstit din partea lui. Da? Deci noi avem cunoștință și ca familie și ca adunare mai mulți situații în care și-au făcut mărturisirea din mers. Da? Sau plantatorul a avut o idee acum despre lucrarea Duhului Sfânt, despre mântuire, mâine a avut alte idei. Alte idei despre eclesiologie. Păi oamenii s-au înjucat deja cu tine la lucrarea aia. Tă nu-i cinstit față de ei. Bă, prietene, uite, te lăsăm cât timp ai nevoie? 3 ani. Te lăsăm 3 ani, convinge-te cu privire la toate aspectele esențiale și vine și spune-ne și nouă, ca să știm la ce ne băgăm. Da? Nu bă, 2 ani de zile, după ce noi poate am făcut un pas important de a ieși din alte biserici pe care nu le-am considerat sănătoase sau biserici adevărate, păi ne dăm seama că tu ești apostat și nu ești într-o biserică adevărată. Da? Tu care plantezi biserica. Cred că ar fi cinstit
să existe, da? Iarăși, poate nu înțelege toate nuanțele și toate detaliile, a gândit dinainte. Dar trebuie să existe o mărturisire. Și acum, slavă Domnului, dreptarul învățăturii sănătoase îl găsește în mărturisirea la 1689, are acuși 400 de ani, nu trebuie să inventezi turoată acum. Dar este și o premiză cumva ascunsă acolo că plantatorul respectiv e total insular, știi? Adică el există fără nicio legătură de o altă biserică. Cine l-a trimis, da? Cine l-a validat? Cine? De exemplu, și în cazul meu, eu am venit în România nu cu scopul de a planta o biserică inițial, deși noi ne gândeam dinainte să venim cu scopul acesta și cumva trenul ăsta de gândire a fost întrerupt prin niște evenimente care au condus ca să vin în România la o altă biserică, da? La Biserica Speranța. Dar asta cu cunoașterea și investirea bisericii mele, deși când am ajuns aici, asta mințeau, că eu n-am avut nicio recomandare, nu m-a trimis nimeni. Eu le-am dat în scris de la biserica mea, din state recomandarea, da? Le-am dat în scris, ca să nu fie nimic neclar. Ca tare, eu nu am existat așa într-un vid, pur și simplu. Domnule, nimeni nu știe ce crede omul ăsta, nimeni nu. Când am ajuns aici, eu le-am dat din nou în scris o carte, scris de mine, tot ceea ce cred eu, da? Să fie clar, lucruri care știu că vor fi problematice, n-a citit-o nimeni, niciodată, da? Deci lucrurile astea nu se întâmplă, nu se plantează biserici în vid. Nu zic că nu există. E posibil ca undeva să cadă o Biblie dintr-un avion și să o citească cineva, să fie convertit de Duhul Domnului și să se planteze o biserică acolo. Da? Va fi reformată. Da. E posibil așa ceva. Nu zic că nu, da? Dar în mod normal. În mod normal, misiunea se face de biserici care își trimit, care trimit misionari, da? Atunci când cineva pleacă din Biserica Sfânta Treime să planteze o biserică, nu știu, în Suceava sau unde pleacă, el pleacă deja cu temeliile puse. Și dacă nu are temeliile puse, nu va fi trimis. E simplu, deci nu va fi trimis. Și aici e premiza greșită la care se pornește. Că cineva s-a trezit numai așa să planteze o biserică. Atenție cu chestiile astea. Și dacă nu ai temeliile puse, dacă nu știi ce crezi, eu aș zice nu doar despre lucrurile majore în sensul, domnule, eu cred Evanghelia gen Jesus loves you, știi? Nu, tu trebuie ca să ai lucrurile bine stabilite, nu te juca cu viețile și sufletele oamenilor dacă tu nu știi ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Nu te urca în fața lor și spune, eu o să vă conduc, da, ca și păstor, ca și whatever, presbiter, dar eu de fapt nu știu ce cred despre jumătate din Scriptură, da? Eu nu știu ce cred despre nimic. Eu atâta știu că Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. Tu n-ai ce căuta acolo, deci n-ai ce... De-aia eu am o repulsie față de păstorii care discuți cu ei și ei n-au o poziție clară, ei nu știu. Deci realmente nu știu despre foarte multe lucruri. Ei nu știu exact ce cred despre închinare, ei nu știu exact ce cred despre dărnicie versus zeciuială, ei nu știu ce cred despre ispășire, ei nu știu ce cred despre inspirație, ei nu și-au pus problemele astea. Dar ce cauți ca și păstor, ca și presbiter? Deci nu înțeleg. Ce poți tu ca să înveți pe alții când tu ai nevoie să fii învățat? Da? Aia nu înseamnă că tu ești desăvârșit. Eu învăț în fiecare zi, Andrei învață în fiecare zi, învățăm de la mulți alții, Duhul Domnului ne învață în primul rând prin cuvântul lui, după aia după mulți alții care sunt mai inteligenți ca noi, după aia învățăm și unul de la altul. În fiecare zi creștem în cunoașterea noastră, dar liniile sunt clar trasate. Și oamenii care stau înaintea noastră în biserică știu care sunt liniile alea și nu au surprize de genul, știi, de fapt, ha-ha, noi suntem carismatici, noi nu suntem baptiști reformați, a fost o farsă. Nu există așa ceva, dar lucrurile astea se întâmplă peste tot. Pentru că nimeni nu știe ce crede păstorul sau ce cred păstorii în acea biserică, nici păstorii nu știu. Care este standardul sau minimul necesar doctrinar pentru a colabora cu alte biserici? Colabora e un termen vast, da? De exemplu, dacă o biserică vrea să colaboreze cu noi, să mă invite pe mine și pe fratele Andrei să ținem la ei în biserică 4 zile de studiu biblic, nu trebuie să aibă niciun standard. Îl aducem noi standardul, da? Venim cu Scriptura, predicăm, nu e nicio problemă. Dacă numiți asta colaborare, atunci poate să fie orice. Poate să fie martorii lui Jehova, poate să fie orice ar vrea ei. Dacă ei sunt dispuși ca noi să mergem și să-i învățăm din Scriptură, sataniști să fie. Noi mergem și le vestim Evanghelia. Nu contează, da? Da. Dacă mă cheamă la rugul aprins, eu mă duc. Numai că se va stinge rugul când plec de acolo. Asta e problema. Dar, dacă e vorba, de exemplu, să vină... Dacă e vorba, de exemplu, ca să vină cineva dintr-o altă biserică să slujească biserica noastră, lucrurile se schimbă.
Da? Lucrurile se schimbă. Acolo trebuie cel puțin, din punct de vedere soteriologic, să fim pe aceeași pagină. Adică ce înseamnă mântuirea, da? De unde vine, acum este realizată, acolo trebuie să fie, nu în 5 puncte, în 50 de puncte clare lucrurile, non-discutabile aspectele astea. Totuși, în lucrurile secundare, cât timp omul respectiv, slujitorul respectiv, este cu adevărat un slujitor al Domnului și înțelege că diversitatea în lucrurile secundare nu ne dezbină cât timp Evanghelia o avem la fel, gen un coleg de-al meu presbiterian care ar vrea ca să vină la Zalău să țină o predică, va ține o predică absolut minunată, dar nu despre botezul copiilor. Da? Nu va ține. Și nici eu nu mă duc la biserica lui să țin o predică despre botezul doar a oamenilor maturi. Da? Înțeleg că nu ăsta e scopul. Scopul nu e ca eu să creez dezbinare în biserica lui sau el să creeze dezbinare în biserica noastră. Scopul este ca să ne întărim reciproc în Evanghelia comună și credința comună care o avem. Și atunci colaborarea se poate. Nu știu dacă ăsta e un răspuns suficient de explicit, dar ăsta e răspunsul care vi-l pot da. Până acum n-au fost foarte multe colaborări și nu suspectez că vor fi cel puțin în România. Mi-aș dori ca să fie. Uite, aflăm pe parcurs că mai sunt oameni care au aceeași credință cu noi. Până acum, recent, nu știam de frații de la Oradea. Da? Acum știu, mă bucur, de-abia aștept în următoarea călătorie spre Timișoara să ne oprim în Oradea. Să putem avea mai multă părtășie împreună. Da? Când am ajuns prima dată în România, acum 3 ani și ceva, pentru a ne muta aici, nu știam că mai există frați, de exemplu, la București. Sau nu știam de fratele Ninel. Nu știam. Deci, realmente, la un moment dat am crezut că sunt într-o pustietate totală. Da? Și încet, încet, Dumnezeu mi-a deschis ochii și am văzut că stai, mai am oameni care văd adevărul și puteți colabora cu ei. Dar suntem foarte atenți, foarte atenți. Când colaborarea înseamnă ca oamenii aceștia să dea învățătură bisericii, atunci trebuie verificați la același nivel la care aș verifica un slujitor din biserica locală. Da? Din biserica locală. Totuși, distinția este că, de exemplu, cineva din biserica locală, ca să fie slujitor, trebuie să adere la toate lucrurile alea, botezul, etc., 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 da? E o diferență între a putea ca să ne slujim reciproc și a putea să fim membri în aceeași biserică. Lucrurile alea sunt chiar importante pentru membralitate. Cum trebuie confruntați frații din conducerea bisericii care nu respectă mărturisirea de credință și dau învățătură contrar mărturisirii de credință? Vezi creștini după Evanghelie. Dacă erau pendicostali, era bine dacă nu le puncte noi, sau motivi dacă nu le puncte noi după mărturisire. Să fie foarte clar, da? N-ar trebui confruntată. Probabil se referă la creștini după Evanghelie, pentru că creștinii după Evanghelie au o mărturisire de credință reform, da? Destul de reformată, cel puțin soteriologic, și unii dintre ei se abat de la lucrul ăsta. Nu știu exact, să le faci o copie de la mărturisire. Le dai copia de la mărturisire și spui... După fiecare predică. Da, după fiecare predică, bineînțeles. Nu, deci spui, problema... Să discuți cu ei, mai ales dacă ești un frate slujitor sau slujitor împreună cu ei, sau chiar prezbiter, să-i spui, tu crezi că oamenii ăștia care s-au strâns și ne reprezintă în țara asta au făcut mărturisirea asta așa, degeaba, numai să plictiseau și au făcut mărturisirea asta? Sau de ce crezi tu că ei au înțeles lucrurile în felul ăsta? Hai să discutăm puțin pe tema asta. Deci, problema e, bisericile moderne, contemporane, așa, care n-au mărturisiri, sunt anti-mărturisiri și am văzut că, de fapt, în practică, ei au o mărturisire implicită. Bisericile ăstealalte, care au o mărturisire undeva înscris, dar practic ei n-au mărturisire. Ea e inexistentă pentru ei, da? Deci e cumva inversul problemei. Și atunci tu poți ca să vii și să spui, uite, dar noi avem o mărturisire de credință care strămoșii noștri au scris-o, de ce nu o respectăm? Dar egal cu zero până la urmă, da? Ei zic, măi, cine știe ce au crezut și ea? Egal cu absolut zero. Ce aș zice, dincolo de faptul că ar trebui totuși ca să le aduci în cunoștință lucrurile astea, faptul că ei sunt eronați față de Scriptură, faptul că ei sunt eronați față de mărturisirea de credință care ar trebui să o afirme, nu schimbă realitatea că ei sunt totuși prezbiterii în biserica în care te afli și le datorezi respect. Da? Și le datorez într-o oarecare măsură ascultare, nu în sensul ca să-ți încalci conștiința, le datorez să nu le faci viața amară și așa mai departe. Ca atare, vorbești cu ei, adu-le la cunoștință lucrurile acestea, nu te duci să bați cu pumnul în masă.
Dacă duci să bați cu pumnul masă în fața prezbiterilor zicând: „Ai, sunteți niște eretici!” Posibil că sunt niște eretici, posibil că poate sunt eretici doar în lucruri secundare, nici nu știu. Dar în momentul în care duci să bați cu pumnul masă și să-i dai peste cap cu mărturisirea de credință, înseamnă că nici tu n-ai înțeles mărturisirea de credință. Da? Deci, cu smerenie, cu grijă, cu multă rugăciune, cu multă răbdare, da? Dacă nu ești dispus ca să faci asta, mai bine fă-ți bagajele și du-te altundeva, dacă nu ești dispus să faci asta. Deci nu, să nu creadă cineva că prin tot ceea ce am discutat noi aici, noi dăm licență cuiva să meargă să facă dezbinări în numele nostru. Că am fost la conferință la Zalău și ei au zis să dăm de pământ cu voi cu toți că sunteți niște eretici. Nu, nu, nu. Lasă datul de pământ la profesioniști, da? Deci nu te chema Dumnezeu ca tu să dai de pământ cu nimeni, dacă ești un simplu membru undeva. Te chema Dumnezeu să te pocăiești, te chema Dumnezeu să fii un mădular viu, te chema Dumnezeu ca să contribui în mod benefic la creșterea acelei biserici și dacă ajungi la convingerea că acea biserică nu este adevărat, nu este vie, te chema Dumnezeu să pleci și să te duci undeva unde poți ca să fii un mădular viu într-o biserică adevărată. Dar nu confunda lucrurile și te duci tu ca să faci o revoluție care Dumnezeu nu te-a chemat să o faci, nu te-a înzestrat să o faci și nu ți se dă autoritatea să o faci. Deci vreau să fiu foarte clar despre lucrul acesta, să nu meargă cineva și în numele meu sau fratele Andrei sau Bisericii Sfintei Treime să zică: mi-au zis frații eu să fiu ca Luther să vă bat în poartă. Nu. Noi ți-am zis să te pocăiești. Este suficient să afirmi o mărturisire de credință ca să faci parte dintr-o biserică? Mă gândesc că este destul de ușor pentru un pseudo-frate să afirme cu gura, iar inima să-i fie departe. De asta este o perioadă de timp, da? În care vei fi aici, de asta se vor pune anumite întrebări, de asta va trebui să mărturisești cum te-ai întors la Dumnezeu de azi, să vadă întoarcerea ta la Dumnezeu, nașterea ta din nou, să vadă că afirmi Evanghelia și că Evanghelia are un impact în viața ta. Și biserica va mirosi, să spun, realitatea din viața ta. Eu știu un caz acum, fericit din punctul meu de vedere, în care se bănuiește că cei care ar vrea să fie membri într-o anumită adunare din țară la noi, vin acolo dintr-un interes. Iar interesul e și evident la un moment dat. Iar frații, fără să-i jignească, pentru că încă nu au dovezi palpabile, fără să-i jignească, le-au spus să mai aștepte puțin timp să vină la adunare. Ei sunt mântuiți dacă se întâmplă vreun accident sau ceva. Ei sunt mântuiți dacă și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Să vină la adunare și lucrurile o să meargă în direcția bună. Deci, cred că biserica, dacă se roagă și cere călăuzirea lui Dumnezeu, Dumnezeu o va lumina și va arăta și va presa Dumnezeu lucrurile ca să se vadă cine este omul ăla cu adevărat. Dacă face doar o mărturisire cu gura falsă și el nu are nicio treabă. Dacă Dumnezeu va îngădui ca el să intre în adunare, ca să învețe adunarea ceva cu privire la lucrul acela, biserica, dacă este o biserică care iubește pe Dumnezeu, în care lucrează Duhul Sfânt, mai devreme sau mai târziu va deconspira falsul respectiv. Fără doar și poate. De acord. De ce ați ales mărturisirea de la Londra din 1689? Ce părere aveți despre mărturisirile de credință mai puțin istorice și poate mai puțin explicite sau exhaustive, cum au apărut în ultimul timp la multe biserici din SUA, care totuși se declară reformate sau au o doctrină reformată? Acum să-mi cereți, de exemplu, răspund în dezbinare, să-mi cereți părerea despre niște mărturisiri mai puțin istorice care nu le cunosc, mi-e greu ca să vă spun, ar trebui ce părere ai despre mărturisirea cu tare, să o poți citi și așa mai departe. Eu nu sunt împotriva unor mărturisiri sumarizate sau mai scurte, de exemplu, pentru admiterea membrilor. Da, uite, asta e esența Evangheliei, care nu poți face parte din biserica noastră dacă negi lucrurile astea, dacă nu crezi lucrurile astea, sau gen afirmări și negări, da? Care să fie foarte clar, foarte tranșant și să sumarizeze niște adevăruri încât să zici: ok, dacă poți afirma și nega lucrurile astea esențiale ale Evangheliei sau contra Evangheliei, înseamnă că ai înțeles esența credinței. Dar o asemenea mărturisire ca și fiind standardul amplu care îl afirmă o biserică, după care se ghidează învățătura în acea biserică, e prea puțin. E aceeași problemă cu cei care zic că, domnule, noi credem Biblia, da? Ei vor să nu fie preciși ca să nu fie puși la zid, da? Să zică: domnule, dar ai zis că crezi asta. E asta urmăresc. Și nu toți, și nu neapărat asta e unde încep, dar până la urmă lipsa de precizie te va costa. Te va costa, da?
și din punct de vedere de alegerea prezbiterilor. Dacă tu îți afirmă doar mărturisirea aceea scurtă, la un moment dat te trezești cu niște chestii foarte importante, care există o diversitate nesănătoasă între prezbiteri și există tot felul de lucruri care nu pot ca să cazi de aceeași părere. Asta nu e bine pentru biserică. Trebuie să fie, mai ales între prezbiteri, unitate în multe lucruri. Sunt lucruri secundare, dar importante, de exemplu, unde eu și cu fratele Andrei nu cădem de acord. Și deși el încă nu este prezbiter, da, subliniez încă, în Biserica Sfânta Treime, fiind un învățător, având darul acesta și fiind pus tot timpul să predice, dă învățătură bisericii, lucrurile astea contează. Pentru că la un moment dat biserica nu știe ce să creadă. De exemplu, avem păreri diferite despre recăsătorire și divorț. Da? Nu e o chestie neimportantă, mai ales dacă ajungi să ai un caz de genul în biserică. Da? Noi am stat și am avut multiple discuții pe text, pe principii, pe așa, noi putem să okay, suntem ok aici. Ce se va întâmpla dacă ajungem la un asemenea caz? Da? Și noi avem păreri diferite. Deci lucrurile astea trebuie înțelese. Când există unitate precisă doctrinară între prezbiteri, atunci toate lucrurile care am zis despre valoarea unității astea în adevăr pentru biserică devin adevărate. Biserica știe. Prezbiterii noștri au un standard al învățăturii la care aderă și o țintă către care ne cârmuiesc. Nu Andrei trage într-o parte, Mihai trage în altă parte, da? Și faptul că ei știu, de exemplu, că există anumite diferențe, dar știu că acele diferențe nu dezbină deloc, știu că acele diferențe nu impactează biserica în niciun fel negativ, este foarte important. Deci aș opta și aș sfătui pe cei care se află într-un rol de conducere să fie cât mai expliciți și mai preciși în învățătura lor. Da? Uitați-vă, de exemplu, la Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, când vrea să detalieze punctul lui de vedere doctrinar și scrie o epistolă, gen Romani, nu scrie trei paragrafe. Scrie acolo teologie. Și aia era o epistolă care prezbiterii și biserica trebuiau să o citească și trebuiau să o cunoască, să o învețe și să creadă ce scrie acolo. Când se vorbea să spui ce trebuie acum să învățăm noi despre predestinare, despre aia, voi ați citit Efeseni 1 și 2. Da? Aia este trimisă unei biserici. Fraților, vreau ca să vă explic care este teologia corectă biblică. Și astăzi nu se mai predică din Efeseni 1 nicăieri. Sau dacă se predică, să predică așa, light. Da? De ce? Important e că toți credem în Domnul Iisus. Nu asta vrea Apostolul Pavel să spună în Efeseni 1 și 2. Da? Sau în Romani 8 și 9. Sau așa mai departe. Și textele astea sunt Biblie. Deci Apostolul Pavel e extrem de explicit, extrem de tranșant. Domnul Iisus de asemenea. Deși avem de cele mai multe ori sumarizări a predicilor lui. Dar uitați-vă, de exemplu, luați o evanghelie, gen Evanghelia după Ioan. Eu am făcut experimentul acesta, experiment în ghilimele, predicând prin Evanghelia după Ioan, am luat doar citatele Domnului Iisus din predicile lui, din expunerile lui și le-am pus una după alta și am zis cum ar arăta o predică întreagă a Domnului Iisus Hristos. Și când vezi câtă teologie precisă despre ispășire, despre predestinare, despre ispășirea limitată, despre depravarea totală, despre Domnul Iisus a fost extrem de tranșant și precis. Da? Extrem de tranșant și precis. Ca atare să vin noi acum să spunem, contează doar tot să credem ceva. Aberant lucrul acesta și o să ne producem tot felul de dureri în biserică și tu ca și păstor sau prezbiter o să-ți produci tot felul de dureri. Pentru că dacă n-ai fost precis, cum am zis, nu poți avea pretenția, domnule, stai un pic, acum nu-s de acord că tu crezi aia și tu crezi aia altă și tu crezi nu știu ce. Păi n-ai zis de la început că ăsta e dreptarul, da? Mi-ai dat de înțeles că fiecare poate crede ce vrea. Te va costa lucrul ăsta. Și chiar în privința asta, de exemplu, în cazul ăsta, dacă mărturisirea, și din câte știu eu, de la 1689, este de partea interpretării lui și eu accept să fac parte din adunare și să dau o învățătură, chiar dacă eu nu ajung convins 100% de perspectiva respectivă, eu intru în poziția asta sau accept lucrul ăsta clar declarat, nu voi submina învățătura adunării, da? Nu voi predica și nu voi submina prin niciun fel de acțiune învățătura adunării, mai ales că învățătura adunării este după mărturisire și asta spune clar mărturisirea. Deci să fie foarte clar. Da? Indiferent că la un punct, nu știu, poate e greu să găsești o unitate desăvârșită în toate punctele între doi oameni, desăvârșită în toate detaliile. Dar trebuie să existe un consens acolo. Dom'le, pe ce linie mergem? Că la un moment dat vine un caz. Ce facem? Păi ei se hotărăsc, vom face lucrul ăsta. Și intri în poziția aia de slujire acceptând, da? În cunoștință de cauză.
Nu spui, după aia, dar mie nu-mi convine. Ce se face cum a spus el și nu cum a spus eu sau nu știu cine? Da, imaginați-vă să ai un caz de genul, de divorț și recăsătorie, să fie o persoană care, după mărturisire, se află în rolul de victimă, da? Și el crede că e într-o biserică în care îi se permite recăsătorirea. Luăm un exemplu, așa, foarte pe scurt. Și să fie în biserica aceea trei prezbiteri, da? Și aia trei prezbiteri n-au clarificat aspectul ăsta. Și acum persoana aia vrea să se recăsătorească. Și unul dintre prezbiteri spune, da, am cercetat cazul tău, e clar, tu n-ai fost vinovat, ai fost părăsit sau soțul tău te-a abandonat sau ceva de genul, dar este foarte clar, te poți recăsători. Al doilea să spună, niciun caz, niciun caz, dacă faci lucrul ăsta, trebuie să fii exclusă, da? Al treilea să spună altceva. Ce faci tu ca și membru în biserica aia? Ce se întâmplă, da? Și ia orice temă de genul serioasă, care are implicații în viața reală, de credință și viața de familie și așa mai departe. Ce se întâmplă dacă se aduce cazul înaintea adunării? Se ceartă prezbiterii între ei, da, în fața adunării, nu? Adunarea să hotărească ce cu privire la ăia? Dacă unul zice, trebuie exclus. Prezbiterul sau prezbiterii ceilalți doi zice, ba nu! Ce mesaj dai adunării? Ce știu oamenii să facă acolo? Nu?